Anchetă complicată în cazul femeii din Olt, care a murit în urma unei endoscopii. Medicul care a operat-o era deja acuzat de malpraxis și nu mai avea voie să intre în sală. În momentul în care acesta a operat-o pe femeie într-o clinică privată, era sub control judiciar și era acuzat de moartea altor 4 pacienți în aceleași condiții. Aflată în stare extrem de gravă după o endoscopie eșuată, victima de 52 de ani a fost resuscitată și internată la terapie intensivă. La doar o lună după efectuarea procedurii medicale, femeia a decedat. Medicul care s-a ocupat de caz este cercetat acum pentru a doua oară pentru ucidere din culpă. Polițiștii de la Investigații Criminale Dolj s-au autosesizat și au început cercetările. În urma acestora, anchetatorii au scos la iveală suspiciunea unui caz de malpraxis pe numele medicului chirurg care a efectuat procedura medicală. Cercetările vor fi continuate acum de polițiștii din Dolj. Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, polițiștii au declarat că victima ar fi murit din cauza unei posibile greșeli produse în timpul procedurii. Medicul nu pare să fie la prima sa abatere, ba chiar este cunoscut în Dolj pentru cazurile tot mai frecvente în care cei ajunși pe masa sa de operație ajungeau ulterior în sicriu. Potrivit surselor din anchetă, medicul era deja trimis în judecată pentru malpraxis și pentru ucidere din culpă după ce ar fi provocat decesul unui alt pacient în timpul unei probe biopsice. Pe masa anchetatorilor ar mai exista alte 3 cazuri similare în care este cercetat în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor repetate de ucidere din culpă ca urmare a culpei medicale.